A mai trecut un an, suntem în 2022 și promisiunile lui Dumnezeu sunt aproape să se împlinească. Timpul trece așa de repede, mulți dintre noi am mai îmbătrânit, alții ne-am făcut adolescenți, care eram copii, anii trecuți, și timpul trece și ne apropiem cu pași repezi pentru venirea lui Iisus Hristos, pentru revenirea Domnului Iisus. El va veni să ia ce este a Lui. Și oamenii trebuie să se pregătească pentru ziua aceea minunată. De aceea am venit și anul acesta să aducem vestea bună a Evangheliei și toți oamenii care vor și au în inimă dorința să audă mai mult despre Dumnezeu, sunt invitați în această după masă să stăm împreună în prezența lui Dumnezeu, să-i cântăm cântări de laudă și să vestim cuvântul Evangheliei. Dumnezeu să fie binecuvântat. În continuare vrem să lăudăm pe Dumnezeu. Domnul să fie slăvit în mijlocul nostru, pentru că El a dat ce a avut mai scump, pe singurul Lui Fiu, pe Iisus Hristos, ca să moară pentru păcatele noastre. Noi nu știam că suntem păcătoși, dar Dumnezeu ne-a vorbit prin Iisus Hristos în vremurile din urmă, în urmă cu 2022 de ani, Domnul Iisus a venit pe pământul nostru ca să-și dea viața ca răscumpărare pentru păcatele noastre. Noi n-am știut că suntem păcătoși, dar odată ce Iisus a venit și a murit pentru noi, noi am aflat că Dumnezeu este gata să rostească judecata. Dumnezeu nu vrea ca oamenii să meargă în iad. Dumnezeu vrea ca oamenii să se întoarcă la cunoștința adevărului, să se pocăiască ca Iisus să-i primească în slavă și să putem astfel să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Nu există altă cale, nu există altă oportunitate de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Și El ne-a zis să ne pocăim. Putem să alegem alte căi, putem să alegem religii, dar astea nu ne duc în împărăția lui Dumnezeu. Numai Iisus ne duce în împărăție. De aceea vrem în această zi să-i fim recunoscători și să slăvim numele Lui din toată inima. Glorie Domnului Iisus în veci. Amin. Nu vă mai gândiți la tot ce a fost înainte. Nu vă mai uitați la lucruri vechi trecute. Iată, eu voi face lucruri noi, lucruri noi. Nu vă mai gândiți la ce a fost înainte. Nu vă mai uitați la lucruri vechi trecute. Iată, eu voi face lucruri noi, lucruri noi. Voi face un drum chiar prin pustie, prin locuri uscate va curge apă vie. Prin locuri
Ruska, Vladimir, Ucrania. Iată, eu voi face, eu voi face lucru noi cu voi. Vă dau Duhul meu, vă îmbrac în putere, națiuni vor cunoaște. Chiar prin pustie, prin locuri uscate, va curge apă vie. Iată, eu voi face, voi face lucru noi cu voi. Slavă Domnului Iisus! Vă dau Duhul meu, vă îmbrac în putere, națiuni vor cunoaște căile mele. Iată, eu voi face, voi face lucru noi, lucru noi. Voi face un drum chiar prin pustie, prin locuri uscate va curge apă vie. Iată, eu voi face, voi face lucru noi, lucru noi. Slavă Domnului Iisus Hristos! Te aștept, Iisuse, privi spre cer, să văd dacă nu vii. În orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Aștept și ziua și veste teamă, că-și tu vei apărea. O, dă-mi putere, că am dureri, ca să mă pot muta. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să este predată, de-acum sunt al tău. Tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Haina-i curată, nu e pătată, de-acum pot să vii. Tu ești aproape, poate n-ai fi tu de partea noastră, am fi ca praful luat de
mare vânt. Am fi o carne fără viață, rătăcitoare pe pământ. De n-ai fi tu de partea noastră, am fi ca praful luat de vânt. Praful luat de vânt, am fi o carne fără viață, rătăcitoare pe pământ. Slavă Domnului Iisus! Dar noi venim cu toți la tine, venim la tine și tot ce avem îți dăruim. Noi îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine, nu-i ca tine, Domnul meu. În cerul chem și ne smerim. Tine, Domnul meu, în cerul chem și ne smerim. Slavă Domnului! Noi n-avem niciun merit, Tată, e harul tău căci există. Iisuse, Tu ne-ai dat viață, toate ție-ți datorăm. Noi n-avem nicio meritată, e harul tău căci există. Noi existăm, Iisuse, Tu ne-ai dat viață, ție-ți datorăm. Dar noi venim cu toți la tine, noi venim la tine și tot ce avem îți dăruim. Noi îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine, nu-i ca tine, Domnul meu. Ce nu chem și ne smerim. Dar noi venim cu toți la tine, noi venim la tine și tot ce avem îți dăruim. Noi îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine, nu-i ca tine, Domnul meu. Cerul chem și ne smerim. Am nevoie de tine, am nevoie de tine, Doamne, am nevoie, am nevoie de tine. Iisuse, Domnul meu, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te iubesc. Te voglio
nimănui ca tine. În cer și pe pământ. Slavă Domnului! Sângele tău m-a curățit. Sângele tău, Iisus, m-a mântuit. Sângele tău viața mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Sângele tău m-a curățit. Sângele tău m-a mântuit. Sângele tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Așa de mult ca să moară pentru vina mea. Tu ridicați mâinile, mă închid în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat, lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Slavă Domnului Iisus Hristos! Doamne, îți mulțumim că Tu ți-ai dat viața pentru noi și când Te-ai lăsat descoperit în viața noastră, când Ai coborât, am devenit conștienți cât de mult a semnat păcatul nostru, pentru că sângele Tău Te-a costat viața și păcatele ca să ne putem, Doamne Dumnezeule, să ne putem aduce păcatele noastre la cruce și să fim iertați. Slavă Ție, Doamne! Sângele Tău m-a curățit. Sângele Tău m-a mântuit. Sângele Tău viață mi-a dat. Tu ai murit ca eu să fiu iertat. Mulțumim, Doamne Iisus! Sângele Tău m-a curățit. Sângele Tău m-a mântuit. Sângele Tău viață mi-a dat. Ai murit ca eu să fiu iertat. Îmi ridicați mâinile, mă închin în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Îmi ridicați mâinile, mă închid în fața ta. Doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Eu îmi ridic azi mâinile și mă închin în fața ta. Doar tu vei să fii lăudat.
m-a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Îmi ridică-ți mâinile, mă închin în fața ta. Așa de mult ca să moară pentru vina mea. Slavă Domnului Iisus Hristos! Unii se vizuiesc pe înțelepciunea lor și mulți se vizuiesc pe puterea lor, dar noi ne vizuim, dar noi ne vizuim, dar noi ne vizuim pe puterea Domnului. Numele lui Iisus mă ridic, da, da, am stea pe biruiță mânați și nu voi renunța, știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic, mă ridic, numele lui Iisus mă ridic, da, da, am stea pe biruiță mânați și nu voi renunța, eu știu că Domnul e de partea mea. Slavă Domnului! Dumnezeu este de partea celor ce-L caută dintr-o inimă curată. Mări să fie numele Domnului! Dacă ești căzut și vrei să te ridici, în putere ai slăbit și nu mai poți păși, ridică privirea sus, El nu te va lăsa. El așteaptă ca să-i spui, mă voi ridica și mă ridic, mă ridic. În numele lui Iisus mă ridic, da, da, am stea pe biruliță mânați și nu voi renunța, eu știu că Domnul e de partea mea. Aleluia, mă ridic, mă ridic, în numele lui Iisus mă ridic, da, da, am stat de biruliță mânați și nu voi renunța, știu că Domnul e de partea mea. Chiar dacă cei din jur mă vor prigoni, eu știu că mâna sa mă va sprijini. Doar brațul tău ce sfânt, doar brațul tău ce sfânt, doar brațul tău ce sfânt mă va ridica și mă ridic, mă ridic. În numele lui Iisus mă ridic, da, da, am strat de biruiță mâna și nu voi renunța, știu că Domnul e de partea mea. Aleluia, mă ridic, mă ridic, în numele lui Iisus mă ridic, da, da, ca un steag de biruiță mânați și nu voi renunța, știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic, mă ridic, în numele lui Iisus mă ridic, da, da, ca un steag de biruiță mânați și nu mă renunța, știu că Domnul e de partea mea. Glorie Domnului! Poate ultima chemare pentru tine, ești chemat să ai salvare la Iisus. Poate ultima chemare, nu știu mâine dacă vei mai fi în viață pe pământ. Acum te întoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. Ai vrea de azi să fii copilul său.
Dacă auzi chemarea lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea mântuirea ta. Vino la El așa cum ești și Dumnezeu te va primi. Cât de scurtă este viața omenească, ești o umbră, ești un abur pe pământ, călător spre veșnicia ce te așteaptă, unde vei pleca tu, prieteni, în curând. Acum te întoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. N-ai vrea de azi să fii copilul său. Slavă Domnului Iisus! Aspre tine, din păcat să te întorci la Dumnezeu. Nu pleca nemântuit în veșnicie, azi privește-L pe Iisus ca Domn al tău. Acum te întoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. N-ai vrea de azi să fii copilul său. Chemarea ce-ți-o face Dumnezeul veșnic care te-a creat. Vino, prieten, chiar acum ușa-i deschisă, te așteaptă-n prag Iisus cel minunat. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. N-ai vrea de azi să fii copilul său. Acum te-ntoarce la Iisus, te-ntoarce azi la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit. N-ai vrea de azi să fii copilul său. Glorie Domnului Iisus Hristos!
Slăvit să fie Domnul că Evanghelia se predică și la Vladimir. De ce? Pentru că Domnului pasă de cei din Vladimir. Dragostea lui Dumnezeu așa de mare încât și Vladimirul trebuie să fie inclus pe lista Domnului de mântuire. De aceea, în seara aceasta, Dumnezeu ne-a trimis în mijlocul dumneavoastră de peste hotare ca să putem să vă vestim Evanghelia și să auziți despre dragostea și mântuirea lui Dumnezeu. Mulți dintre noi am citit și am auzit că Iisus Hristos e Mântuitorul, este Izbăvitorul, e Vindecătorul, e Dumnezeu Atotputernic și așa mai departe. Dar câți dintre noi am auzit că Iisus Hristos este brațul lui Dumnezeu? În Isaia, capitolul 53, de la versetul 1 la 3, spune așa: cine a crezut în ceea ce li se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Aici prima întrebare este: cine a crezut? Nu cine a auzit. Cine a crezut în ceea ce s-a vestit sau se vestește în seara aceasta? Dar ca să crezi trebuie să auzi. Să auzi ce se vestește. Ce se vestește în seara aceasta? Ce vestim noi în seara aceasta? Vestim Evanghelia. Ce este Evanghelia? Vestea bună. Ne-am săturat de vești proaste. Ne-am săturat de vești rele. Războaie, ciumi, morți și așa mai departe. Și o veste bună înviorează suflet. De aceea am venit aici cu vești bune. Pentru că Dumnezeu ne-a trimis să vestim vești bune. În Isaia, capitolul 52, cu 10, spune așa: Domnul își descoperă brațul său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor. Și toate marginile pământului vor vedea mântuirea lui Dumnezeu. Nu vor auzi, vor vedea mântuirea lui Dumnezeu. Deci aici ni se relatează de Isaia că Domnul Iisus este brațul lui Dumnezeu care a venit și ni s-a descoperit ca un braț de mântuire. Mântuire pentru noi oamenii. A doua veste bună este că Domnul Iisus este pacea lui Dumnezeu. Să știți că nu numai ucranienii au nevoie de pace. Orice om prin păcat este certat cu Dumnezeu. Este în război cu Dumnezeu. Pentru că păcatele noastre ne despart de Dumnezeu. Păcatele noastre ne-a alungat din prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e sfânt. Și fiecare om muritor de pe pământul acesta are nevoie să fie în păcat cu Dumnezeu. Și Biblia spune că Iisus este pacea lui Dumnezeu, care prin moartea lui a făcut pace între Dumnezeu și om. Așa spune Biblia. În Isaia 52 cu 7 spune așa: ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea. Picioarele celui ce vestește vești bune, care vestește mântuirea. Picioarele celui ce zice Sionului: Dumnezeul tău împărățește. Deci vedem din aceste două versete că Iisus Hristos este pacea lui Dumnezeu pentru noi oameni, care ne împacă pe noi cu Dumnezeu. Apoi Iisus Hristos este mântuirea lui Dumnezeu, care Dumnezeu ne-a trimis-o. Pentru că avem nevoie de mântuire. N-avem nevoie de un învățător, n-avem nevoie de o religie, n-avem nevoie de o credință aiurea, ci avem nevoie de un mântuitor. Iisus înseamnă mântuitor. Și Dumnezeu ne-a dat un mântuitor. Ca să ne mântuiască. De la ce? De la păcatele noastre, care ne despart de Dumnezeu. Și la treilea rând vedem că Domnul Iisus, brațul lui Dumnezeu, împărățește. Și El vrea să împărățească viața ta, în familia ta, în sufletul tău. El vrea ca în seara asta să-L declar Domn al vieții tale. Pentru că Iisus Hristos este Domnul. Și Biblia spune că orice genunchi se va pleca în ziua judecății înaintea lui Iisus.
și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos e Domnul. Limba ta poate să mărturisească în seara asta, alegându-L pe Iisus ca Domn. Sau, forțat în ziua aceea, te vei pleca înaintea lui Iisus și vei declara că El este Domnul. Dar astăzi alege-L ca Domnul vieții tale. Pentru că El este Mântuitor astăzi. Dar mâine va fi judecător. Tu alegi cum vrei să stai înaintea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel în Epistola după Efeseni, capitolul 2, de la versetul 14 la 18, spune că El este pacea noastră. Iisus e pacea. Pacea nu este o stare. Se întrerupe războiul dintre Rusia și Ucraina, vine pace. Nu, 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 aia nu-i pace. Pacea adevărată este Iisus. Pacea adevărată este să ai pace cu Dumnezeu. Să știi că nu ești dușmanul Lui. Să știi că dacă mor, mergi în rai la Dumnezeu și nu în iad. Ai tu pace cu Dumnezeu. Pacea cu Dumnezeu nu se poate decât prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos, că Biblia spune că El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Iisus, prin moartea Lui, a surpat zidul, păcatul care ne despărțea de Dumnezeu, ca să facă. Și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Știi tu că ești vrăjmaș cu Dumnezeu prin păcatele tale? Iisus a murit în locul tău ca să înlăture vrăjmășia și să devii prieten cu Dumnezeu. Legea poruncilor în orânduirele ei ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El, Iisus, a venit să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Există o mare diferență între a vedea, a auzi și a cunoaște. Nu-i destul să auzi și tu despre Iisus. Nu-i destul să cunoști și tu despre Iisus. Tu trebuie să-L cunoști pe Iisus personal. Așa cum un soț, cum un om se căsătorește cu soția lui și au o relație de dragoste, se cunosc unii pe alții. Așa tu trebuie să-L cunoști pe Iisus Hristos. Și să vii prin credință la Iisus. Și să crezi că Iisus Hristos a murit pentru tine și în locul tău. Apostolul Pavel spune, știu bine în cine am crezut. Nu ce am crezut, în cine am crezut. Crezi tu în Iisus Hristos? Să-L cunosc pe El și puterea Lui, puterea vierii Lui, spunea Pavel. Cunoaștere înseamnă trăire. Să-L cunoști pe Iisus înseamnă să-I aparții lui Iisus. Și El să-ți aparțină ție. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu despre Dumnezeu, ci să-L cunoști personal pe Dumnezeu. Un om din India a fost întrebat cum de s-a convertit la creștinism. Era hinduist. Și el a răspuns fără vorbe. A luat niște pețigașe mici, surcele, și a făcut un cer. Și apoi a luat un vierme și l-a pus în mijlocul cercului și a dat foc la cer, cercul de lemne. Și viermele se zbătea înconjurat de acel cerc de foc. Se zbătea să iasă afară. Și indianul a întrebat, cum credeți voi că viermele acestea va supraviețui flăcărilor? Și întinzând mâna pe deasupra, în mijlocul flăcărilor, a luat viermele și le-a scos afară. Zice, așa într-o zi, Domnul Iisus Hristos m-a scos afară. De la păcat, de la diavolul, de la moarte veșnică. A venit să mă smulgă afară ca să mă elibereze. În Exodul, capitolul 6, versetul 6, spune așa Dumnezeu, Eu sunt Domnul! Eu vă voi izbăvi din muncile care vă apasă egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Iisus Hristos este un braț de scăpare. Un braț de scăpare. Se spune că un om a căzut într-o fântână și striga după ajutor. A venit marele
om de știință, Confucius, și i-a spus: de ce n-ai urmat învățăturile mele? De ce n-ai avut grijă și ai căzut în fântână? Sfatul, asta dă lumea. A venit apoi Buddha, Dumnezeul asiaticilor, și a zis: încearcă cu mâinile și picioarele să te urci pe pereți și să ieși afară. Dar pereții erau uzi și omul încercând aluneca și cădea tot în apă. Și apoi, mai târziu, apare Domnul Iisus și intră după el în fântână. Îl pune pe om și îl scoate afară. Asta face religia. Îți dă sfaturi. Sfatul îți dă religia. Dar Iisus Hristos este un braț de scăpare care a venit în lumea noastră să ne smulgă, să ne scape. Fără El nu putem să scăpăm. Îl cunoști tu pe Iisus ca un braț de scăpare? Zice Deuteronom 33:27: sub brațele Lui cele veșnice este un loc de scăpare. Ești tu sub brațele Lui Dumnezeu? Cele veșnice? Acolo e scăpare. Scăpare nu e în casă. Scăpare nu e în spital. Scăpare nu e în buncăr când cad bombele. Scăpare e sub brațele veșnice ale Lui Dumnezeu. Și Iisus te cheamă așa cum cloșca își adăpostește puii sub aripi. Așa Dumnezeu vrea să te adăpostească sub aripile Lui, sub mâinile Lui care sunt veșnice. Apoi Biblia spune că Iisus este un braț de putere. Un braț de putere, nu numai de scăpare. În Luca, capitolul 1, 51-53 spune: El a arătat putere cu brațul Lui. A risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Dragule ascultător, îi cunoști tu pe Iisus ca un braț de putere? Spune Biblia că El a venit să elibereze pe cei robiți de diavolul. Numai brațul de putere al Lui Dumnezeu, Iisus Hristos, poate să te elibereze, să rupă lanțurile băuturii, curviei, avorturilor și păcatelor în care trăiești. Iisus are putere dacă strigi la El. Spune: oricine cheamă numele Domnului va fi izbăvit. El are putere în slăbiciunea ta. El are putere în robia ta când diavolul te târăște. Iisus are putere să te oprească, să te salveze de la pahar, să te salveze de la diavolul și de la curvie și păcatele în care trăiești. Nu crede că ai făcut prea multe. Nu crede că nu mai există șansă, că așa face diavolul. Te face să cazi în păcat, să trăiești în păcat și apoi zice: curmă-ți viața că nu mai e șansă pentru tine. N-asculta de diavolul. Iisus Hristos e brațul de putere al Lui Dumnezeu. Apoi spune Biblia că Iisus Hristos este un braț de mântuire. Psalmul 44:3: căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că iubeai. În Faptele 4:12, apostolul Petru spune: în nimeni altul nu este mântuire, că nu este dat oamenilor al nume sub soare prin care să fie mântuiți decât Iisus Hristos. Știi tu ce înseamnă să fii mântuit? Îngerii au vestit nașterea Domnului Iisus. În cetatea lui David i s-a născut un mântuitor care va mântui pe poporul său de păcatele sale. A fi mântuit înseamnă să ai păcatele iertate. Și Iisus, mântuitorul, te mântuiește. Nu religia, nu faptele bune, nu mersul la biserică, nu că te bați cu pumnul în piept, că ești și tu creștin. Ci trebuie să vii la Iisus Hristos care te mântuiește. Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Odată ce ai plecat de pe pământ, fără să rezolvi problema păcatelor, nu mai poți să fii mântuit. Nu există, cum spun catolicii, purgatoriu, a doua șansă. Omul îi rânduie să moară o singură dată, după aceea vine judecata. Iisus e mântuitorul astăzi. E braț de mântuire. Dar mâine va fi judecătorul. A fi mântuit înseamnă să fii copil de Dumnezeu. Da, nu ne naștem copii de Dumnezeu. Ne naștem păcătoși.
și trebuie să-L primim pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, să ne pocăim și El să ne ierte păcatele și să-L primim pe Iisus. Ești tu copil al lui Dumnezeu. Biblia spune în Ioan, capitolul 1, versetul 11-12, căci El a venit la ai săi și ai săi nu L-a primit. Și tuturor celor ce-L primesc, tuturor, chiar și tu, adică celor ce cred în numele Lui, Iisus le dă dreptul să se facă copii de Dumnezeu. Tu trebuie să ai dreptul să-i spui lui Dumnezeu Tată. Degeaba spui Tatăl nostru care ești în cerul. Tu trebuie să ai dreptul să-i spui la Dumnezeu Tată. Așa cum eu nu am dreptul să-i spun la orice om Tată, ci la Cel care m-a născut. Și Iisus spune, tu trebuie să te naști din nou. Te-ai născut din părinți păcătoși și trebuie să te naști din Dumnezeu, copil de Dumnezeu. Cum? Crezând și acceptându-L pe Iisus Hristos. A fi mântuit înseamnă de asemenea să ai certitudinea, garanția veșniciei. Dacă întrebi pe orice om religios de pe stradă și de oriunde, ai păcat iertate? Nu știu. Sper. Crezi că dacă mori acum mergi în rai? Nu știu. Sper. E, nu se poate să speri. Trebuie să știi. Și Biblia ne confirmă. Dacă ai viață veșnică, spune Biblia, cine are pe Iisus, are viață veșnică. Știe unde merge. Mai sunt oameni care spun, când îi întreb, crezi că merge în rai dacă mori acum? Apoi Dumnezeu știe. Păi zic, eu am venit din America. Și imaginează-ți că pe aeroport mă întâlneam cu Ionuț și mă întreba Ionuț, unde duci, Dorule? Nu știu, pilotul știe. Nu era absurd. Sau pleci de acasă și te întreabă vecinul, vecine, unde te duci? Nu știu, nevasta știe. Nu? Dumnezeu știe. Cum să știe Dumnezeu? Trebuie să știi și tu. Tu trebuie să știi unde te duci. Așa cum nu pleci de acasă, aiurea, fără să știi unde te duci. Tu trebuie să știi unde vei petrece veșnicia. Și a fi mântuit înseamnă să ai garanția veșniciei. Să-L ai pe Iisus Hristos. Brațul de mântuire pe care Dumnezeu l-a trimis ca să te mântuiască. Dar mântuirea nu-i forțată. Un om când se neacă, dacă îi se aruncă frânghia și nu vrea frânghia, va muri înecat. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus să te mântuiască, dar dacă tu nu vrei să primești mântuirea, tu ai să mori în păcatele tale. Sunt oameni care spun, Doamne, m-am născut ortodox și așa mor. Păi așa te duci în iad. Pentru că te-ai născut păcătos. Nu pentru că faci păcate, te-ai născut în păcat. Nu poți să te naști creștin. Așa cum eu nu pot să mă nasc președintele Americii. Sau nu pot să mă nasc doctor, că mă nasc în spital. Tu trebuie să te naști din nou. Te naști păcătos pentru că din părinți păcătoși este un păcătos, nu un creștin. Așa cum dintr-un măr nu o să iei portocale. Nimeni nu se naște creștin. Asta e o minciună și o falsitate care omul crede, dar nu e adevărat. Că nu poate să dovedească. De aceea Biblia ne spune că noi trebuie să ne naștem din Dumnezeu. Pocăindu-ne, acceptându-L pe Iisus și primind mântuirea lui Iisus. Toate religiile din lumea asta nu poate să te mântuiască. Pentru că sunt creația omului. E căutarea după Dumnezeu. Orice religie caută pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne caută prin Iisus. Spune Iisus, eu am venit să caut și să mântuiesc cei pierdut. Brațul de mântuire al lui Dumnezeu te caută ca să te mântuiască. Apoi spune Biblia că Iisus este un braț de încredere. Isaia 51:5. Neprihănirea mea este aproape, mântuirea mea se va arăta și brațele mele vor judeca popoarele, ostroavele vor nădăjdui în mine și se vor încrede în brațul meu. Braț de încredere. Nu numai să crezi, ci să te încrezi. Știți cum e asta? Eu am venit din America și a trebuit să mă sui în avion ca să mă aducă spre România. Eu m-am încrezut în pilot și nici măcar nu l-am văzut. Nici am știut că pilotul are avion. M-am pus pe scaun, mi-am pus centura pe mine și mi-am încrezut viața pilotului. Și pilotul m-a adus în România. E așa și cu Iisus. Nu-i destul numai să crezi și tu despre Iisus. Tu trebuie să te încrezi în Iisus. El este braț de încredere, spune Biblia.
În rai nu vor merge oamenii buni. Și poate rămâi șocat. În rai vor merge oamenii iertați. Pentru că Iisus a murit pentru toți oamenii. Chiar dacă se clasifică ei bun sau răi. Un om bun, tot păcătos este. Și dovada? Poate bunătatea lui să-l salveze de la moarte? Nu poate. Și oamenii buni mor. De ce? Pentru că sunt păcătoși. Biblia spune, plata păcatului este moarte. Deci omul bun dacă moare, înseamnă că e păcătos. Și de aceea păcătoșii nu merg în rai. Oamenii buni nu merg în rai. Și oamenii iertați prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă să mă încred în Dumnezeu? Se spune că a existat un mare acrobat pe nume Charles Blondin. Omul acesta a făcut într-o zi o veste uluitoare. Că el va trece pe cablu peste cascada Niagara. Au încercat cu sutele, cu mine. Și au murit. Și vă dați seama ce veste. Toată lumea a început să vină autobuze, avioane, trenuri, să vadă pe marele acrobat cum va trece peste cascada Niagara. Multă mulțime. Și a venit Blondin cu o prăjină de 10 metri, a pășit pe cablu, toată lumea cu respirația întretăiată să uita. Și a început să pășească primul pas, a doua, a treilea. Și a ajuns până pe marul celălalt. Când a ajuns pe malul celălalt, toată lumea a început să aclame, a început să strige, să chiuie, să fluiere, să bată din palme de bucurie. Extraordinar ce acrobație, ce realizare! Și Blondin a venit înapoi. Și toți strigau și băteau din palme și fluierau. Și Blondin le-a zis, credeți că pot să trec pe cablu cu un om în spate? Și toți strigau, da, cum să nu, păi te-am văzut că ai trecut singur. Credeți, da! Și unul care era în față și striga și bătea din palme și fluiera, i-a zis, tu crezi? Da, cum să nu crezi? Uite spate. Dar ce, crezi că-s nebun să-mi risc viața? Și atunci s-a dus către impresarul lui și Blondin i-a zis, tu crezi? Cred. Uite spate, numai decât. Și s-a suit la el în spate. Și Blondin a trecut cu el pe partea cealaltă. Vedeți, așa e și cu Iisus Hristos. Iisus e un braț de încredere. Un braț de încredere. Tu nu mergi în rai pentru că ești bun. Pentru că faci fapte bune, că mergi la biserică, că te numești ortodox, pentecostal, baptist. Tu nu mergi în cer pentru asta. Tu mergi în cer pentru ce a făcut Iisus. Tu ești mântuit pentru ce a făcut Iisus. Tu nu poți să te mântuiești singur. Zilele astea m-am dus să fac două plombe la măsele. Niciun om nu poate să-și facă o plombă singur. De aceea trebuie dentist. La fel, niciun om nu poate să mântuiască singur. Îi trebuie un mântuitor. Dacă tu poți să te mântuiești singur, Iisus a murit pe degeaba. Iar Dumnezeu a făcut cea mai mare greșeală. Dar Dumnezeu nu face greșeli. Să dea la moarte pe Iisus, dacă tu poți să te mântuiești singur. Mântuirea vine prin Iisus Hristos. Dar tu trebuie să te încrezi în El. Și așa cum am suit eu în avion și am ajuns în România, așa tu te sui în Iisus. Îl primești pe Iisus și te încrezi în Iisus. Că Iisus spune, eu sunt calea și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin nimeni altceva. Apoi spune Biblia că Iisus este braț sfânt. Isaia 52 cu 10 am citit. Domnul își descoperă brațul său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor. Să vă dau un exemplu. Se spune că o regină călătorea în caleașca dânsei cu vizirul și la un moment dat regina și-a scos mănușa fină de pe mână și când a tras mănușa a ieșit și inelul cu diamante. S-a rostogolit în căruț, în caleașcă și din caleașcă a căzut pe stradă și din stradă în șanț. Era un șanț cu noroi și apă. Imediat regina a strigat la vizier, oprește-l! Și a spus, dă-te jos și caută inelul. A intrat vizierul în acel canal, a căutat cu amândouă mâinile, n-a reușit să dea de inel. Și atunci regina, pentru că ținea la inelul acela, s-a coborât ea și a suflecat dantela de la mâneca cu dantelă de la bluză și a băgat ea regina mâna
în nămolul acela și tot a căutat până când a găsit inelul. Domnul Iisus își descoperă, adică suflecă, Dumnezeu brațul său cel sfânt. Iisus e brațul sfânt. Iisus n-a păcătuit niciodată. În grădina Ghețiman, Domnul Iisus spune ucenicilor, rugați-vă cu mine că sufletul meu e cuprins de o tristare de moarte. Nu că era frică de cruce, că atâția martiri au fost arși de vii. Ioan a fost băgat în ulei fierbinte și n-a putut să-l pârlească, să-l ardă. Iisus nu era frică de cruce. Durerea lui Iisus, care era în sufletul lui, era că El, Sfântul, Dumnezeu cel viu, trebuia să ia toate păcatele omenirii. Imaginează-ți, avorturile, curviile, bețiile, drogurile, toată murdăria omenirii. Dumnezeu și-a suflecat mâna, adică a trimis pe brațul lui cel Sfânt, pe Iisus, în această lume perversă, compromisă, păcătoasă, jegoasă, murdară, stricată. Și El a luat toate păcatele, spune Apostolul Petru, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Și mai mult, spune Biblia, El a fost făcut păcat pentru noi. El a fost făcut păcat pentru noi. De aceea Iisus strigă pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că Biblia spune că ochii lui Dumnezeu sunt atât de sfinți că nu poate să privească păcatul. Și când Fiul lui Dumnezeu a luat păcatul tău, murdăriile tale, dragul meu, asupra lui, Dumnezeu și-a întors privirea de la Fiul lui. Și tu vrei să-mi spui mie cu o prăznicie că Dumnezeu nu te va trimite în iad? Sau Dumnezeu va avea milă de tine dacă nu te pocăiești? Dragul meu, justiția lui Dumnezeu, da, într-adevăr, Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Omul se duce singur când respinge pe Iisus Hristos. Nu trimite. Iadul e pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Dar tu când respingi pocăința, când respingi pe Iisus, te duci singur în iad. Dumnezeu te-a iubit și a trimis pe Iisus ca tu să n-ajungi în iad. Dar dacă nu vrei, n-are ce să-ți facă. Iadul este locul căruia Dumnezeu întoarce spatele pentru toată veșnicia. De acolo vei striga, te vei ruga, vei implora și Dumnezeu vei plânge. Spune Iisus că va fi plânsul și scrâșnirea dinților în iad. Acolo focul nu se stinge, viermele nu doarme. Vei fi acolo nu pentru weekend. Imaginează-ți aici când sunt 38-40 de grade cum curge apa pe tine. Dar mergi la umbră, mergi în casă, mergi la aer condiționat. Acolo în iad nu vei putea să pleci nicăieri. Și nu va fi un weekend. Toată veșnicia. Toată veșnicia. Vei fi acolo. De ce? Pentru că ai respins mântuirea lui Dumnezeu. Ai respins pe Iisus Hristos. E alegerea ta, Dumnezeu te forțează. Psalmul 40 cu versetul 1 și 2 spune așa. El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirii, mi-a pus picioare pe stâncă și mi-a întărit pașii. Asta a făcut Dumnezeu și asta vrea să facă și astăzi în viața ta. Să te smulgă din păcat, de la pieire, din mocire la păcatul în care ești. Și să pună picioare pe stâncă. Și să spună în gură o cântare nouă, de bucurie, că ai fost salvat, că ai fost eliberat și mântuit. Am văzut brațul lui Dumnezeu cum este. Braț de scăpare, braț de mântuire, braț sfânt, braț de putere. Dar nu numai atât. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus este braț poruncitor. În Isaia 40 cu 10 spune așa, iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul său. Spune Biblia în Matei 24, că Iisus va împărți pe oameni cum desparte păstorul oile de cap. Oile la dreapta și capre la stânga. Și Iisus va spune celor de la dreapta oilor, veniți binecuvântații Tatălui și moșteniți împărăția lui Dumnezeu care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Și caprelor, adică celor care n-au vrut să se pocăiască, să accepte mântuirea lui Dumnezeu,
la stânga le va spune: plecați blestemaților de la mine în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolul și îngerilor lui. El va porunci, așa cum a poruncit acestei lumi să fie creată, univers, și a fost creat. A poruncit lunii, soarelui, stelelor să stea pe cer și acolo sta. În ziua aceea va porunci. Dragul meu, n-aștepta să-L vezi pe Iisus ca un braț poruncitor care te va trimite acolo unde ai ales să mergi. Ce vino astăzi la Iisus, în Faptele Apostolilor 17:30, spune Apostolul Pavel așa: Dumnezeu nu ține seama de vreme de neștiință, ci poruncește. Auzi, Dumnezeu nu se roagă, nu imploră, nu sugerează, nu recomandă. Dumnezeu poruncește. Cui? Tuturor oamenilor de pretutindeni. Când? Acum. Ce să fac? Să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi prin care va judeca lumea prin Iisus Hristos. Deci Dumnezeu îți poruncește să te pocăiești. Asculți de porunca Domnului. Dacă Dumnezeu nu poruncește nimicirea ta astăzi și dacă Dumnezeu nu-ți dă ceea ce meriți, este pentru că încă mai este har, încă mai e dragoste, încă mai are îndelungă răbdare pentru tine. Dar nu uita că ceasul bate și răbdarea lui Dumnezeu se va termina și timpul lui Dumnezeu se va sfârși și lumea aceasta va veni la judecata lui Dumnezeu. Nu profita de faptul că Dumnezeu e bun, ci profită de faptul că Dumnezeu îți dă mântuirea în seara aceasta. Apucă această mântuire. Primește pe Iisus, brațul lui Dumnezeu, în viața ta, până nu este prea târziu. Apoi Biblia spune că Iisus este braț de judecată. Isaia 51:5. E prihănirea mea este aproape, mântuirea mea se va arăta și brațele mele vor judeca popoarele. Brațele lui Iisus va judeca popoarele. Orice om va sta înaintea lui Iisus, va judeca. Să dea socoteală. Roman 14:10, că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Nu al lui Buddha, nu al lui Mohamed, al lui Hristos. Și Mohamed și Buddha și toți liderii care au existat vor sta înaintea scaunului de judecată al lui Iisus Hristos. Pentru că Iisus va fi judecător. E braț de judecat. 2 Timotei 4:1 spune: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți. Omul e rânduit să moară o singură dată, după aceea vine judecata, dragul meu. Nu crede că moartea e finalul. Că se va sfârși și gata, că ai trăit viața cum ai vrut și gata. Tu trebuie să dai și noi trebuie să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru viața care am trăit-o și pentru faptul că l-am respins pe Iisus Hristos. Brațul lui Hristos în loc să ne nimicească a stat străpuns pe cruce și te așteaptă să te îmbrățișeze, să te accepte în familia lui Dumnezeu. Apoi, Iisus este braț străpuns. Apocalipsa 1:7 zice: iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințile pământului se vor boci din pricina Lui. Iisus va veni pe nori și toți oamenii îl vor vedea și vor vedea brațele străpunse. Se spune că în 1640 a fost un om revoluționar pe nume Oliver Cromwell. Și Oliver Cromwell l-a omorât pe regele Angliei și a preluat el puterea în Anglia. Oliver Cromwell era un creștin și avea mulți soldați creștini. Însă într-o zi, unul din soldați a dezertat și pedeapsa era execuția prin spânzurătoare. Soția acelui soldat a venit la Oliver, s-a pus în genunchi și l-a implorat: Oliver, nu-l lua soțul, nu mă face văduvă,
am nevoie de el. Și Oliver i-a spus, femeie, astăzi, la ora 12, când bate clopul în cloponița de la biserică, soțul tău va fi spânzurat. Când va bate clopotul de 12 ori, soțul tău va fi spânzurat. Femeia n-a mai insistat, a văzut că Oliver era hotărât să-l spânzure pe soțul ei. Dar ea, fiind din satul respectiv, știa că clopotarul era surd. Și atunci s-a dus la 12 fără 5 și s-a agățat de limba clopotului cu amândouă mâinile, clopot mare. A venit clopotarul și, ca de obicei, a tras de 12 ori și clopotul n-a sunat. Pentru că femeia se ținea de limba lui și o ispea dintr-un perete în altul a clopotului. El n-auzea că era surd și a făcut meseria și a plecat. Oliver și toți soldații stăteau, iar soldatul cu ștreangul de gât stătea să fie spânzurat. Dar n-a mai bătut clopot. Și când se întrebau de ce nu mai bate clopotul, a apărut soția acelui soldat cu mâinile zdrobite și pline de sânge. Și a spus înaintea tuturor, Oliver, clopotul n-a bătut, pentru că eu am ținut de el să nu bată, ca să nu-i ucidă soțul. Oliver a zis, o femeie, dragostea ta atât de mare ți-a salvat soțul. Am spus că dacă bate și clopotul n-a bătut, ți-ai salvat soțul cu mâinile tale sângerânde și mâinile tale pline de sânge și zdrobite. Dragul meu, clopotul lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, execuția lui Dumnezeu n-a bătut peste viața ta încă. De ce? Pentru că Iisus Hristos încă ține clopotul lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, mai dă-i o șansă, mai dă-i o zi. Mai lasă-l să mai audă că au venit din America să le spună vestea bună, mântuirea, păcării cu Dumnezeu. Dar, dragul meu, clopotul va bate. Clopotul judecății lui Dumnezeu. Așa că astăzi te îndemn să te ascunzi sub aceste mâini străpunse a lui Iisus Hristos, care vrea să te salveze, care vrea să te scape de mânia și de judecata lui Dumnezeu. Vino la Golgota și vezi brațele lui Iisus străpunse pentru tine. Brațele lui însângerate, care s-au întins pe cruce în locul tău. Se spune că a fost o mamă care avea un singur băiat. Și băiatul a fost luat la război. Și într-o zi, după luni de zile, capitanul soldatului sună la mama lui și spune, avem o veste foarte gravă, băiatul tău a fost împușcat în cap și a fost trimis de urgență acasă ca să fie operat. Nu știu dacă mai e șansă pentru el. Și-a închis telefonul. Și mama lui deodată și-a dat seama. Capitanul nu mi-a spus la ce spital. Unde îl duce pe băiatul meu? Și-a început mama să meargă din spital în spital și să întrebe de pe lista răniților dacă băiatul ei este acolo. Și-a mers la tot spital zile întregi. Și nicăieri, la niciun spital, pe lista răniților, nu era băiatul ei. Disperată, nu mai știa ce să facă. Și asistenta de la ultimul spital i-a spus, dragă, sunt atât de mulți soldați răniți că au fost trimiși și la clinici, pentru că nu mai au loc la spital de ei. Și a început mama din clinică în clinică să meargă să-și caute băiatul. Și deodată la o clinică se spune, e pe lista de răniți aici la noi. Bucuroasă. A zis, vreau să-l văd pe doctor. Și a zis, domnul doctor, am mers zile întregi și mi-am căutat băiatul și în sfârșit l-am găsit aici. Vreau să-l văd băiatul. Și doctorul a spus, îmi pare rău. Nu poți să-l vezi, pentru că a fost operat pe creier. I s-a scos glonțul din cap și orice emoție poate să-l ucidă. Și mama, plângând, a spus, domnul doctor, dați-mi măcar voie să-l văd. Și doctorul a zis, bine, poți să-l vezi, cu o singură condiție.
El este pansat și ochii sunt acoperiți cu pansament. Dar să nu scoți o vorbă. Dacă îmi promiți că nu scoți o vorbă, eu te las să-l vezi. Și mama a spus, vă promit. A fost invitat în salon și a stat pe scaun lângă la căpătâiul băiatului și plângea lângă el când l-a văzut. Și deodată a zărit printre acel pansament care i-a pansat capul, că pe frunte era un loc gol, așa cât vârful la deget. Și a promis că nu va vorbi, nu va scoate o vorbă. Dar a întins mâna, degetul, și l-a atins așa pe frunte. Și în momentul când degetul ei l-a atins, băiatul a strigat, aceasta este mâna mamei mele! Aceasta e atingerea mamei mele! Imediat s-au panicat, a venit o asistentă, nu, eu am fost, eu am vrut să schimb pansamentele, nu, eu știu atingerea mamei mele, ea m-a atins de mii de ori când eram copil, eu cunosc, dragul meu. Știți ce spunea când întrebarea din Isaia 53? Cine a cunoscut brațul Domnului? Cunoști tu atingerea lui Iisus Hristos? Cunoști tu brațul Domnului? Îl cunoști pe Iisus Hristos, brațul lui Dumnezeu? Ca acel soldat? Da, eu știu. Nu să știi despre el, să-l cunoști pe el. Brațul lui Dumnezeu a venit astăzi în Vladimir să smulgă păcătoșii de la diavolul, de la păcat, de la iad. Dacă îi dai voie, dacă vezi că ești pierdut și dacă vezi și crezi, vestea ce ți se predică în seara asta, Iisus Hristos, brațul lui Dumnezeu, a venit să te mântuiască și pe tine. Mai este scăpare astăzi. Mai este putere, sfințenie. Iisus încă vrea. Și te așteaptă de ani de zile. Te cheamă. Venim de câțiva ani. Aici, în Vladimir. Ai auzit odată, ai auzit de două ori, ai auzit de trei ori. Dragul meu, nu știu câți din satul ăsta anul trecut au plecat de pe pământ din cauza la COVID. Dar mai rău decât COVID este păcatul. Păcatul mai rău ca și COVID. Mai rău ca și cancerul, ca și tumoarea. Pentru că păcatul costă cel mai scump. Spune, plata păcatului moartea. Tu poți să mori. Și am avut prieteni care s-au dus la culcare la 38 de ani. Noi erau bătrâni și nu s-au mai sculat că li s-a oprit inima în piept în timpul somnului. Dumnezeu te cheamă și spune, acum e ziua mântuirii. Acum te cheamă la iertare și la mântuire. Dar mâine va veni judecata. Va veni brațul poruncitor. Va veni brațul de judecată, nu de scăpare, nu de mântuire. Astăzi e scăpare și mântuire. Primește-L pe Iisus Hristos. Acceptă și strigă la El să te smulgă din fundul mocirii și din groapa pierii. Haideți să ne ridicăm în picioare și dacă este un suflet aici care are nevoie de acest braț al lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, ca să-L mântuiască, să-L scape de la diavol, de la păcat, poate că ai încercat de nenumărate ori și n-ai reușit, încearcă-L pe Iisus în seara asta. Și îți garantez un lucru, nu vei rămânea dezamăgit și nu vei regreta niciodată. Toți dintre noi am acceptat brațul lui Dumnezeu cel Sfânt în viețile noastre. Ne-a scos din fundul mocirii, din groapa pieirii. Toți avem un trecut în care am trăit în păcat. Dar astăzi avem o mărturie că brațul lui Dumnezeu ne-a scos din fundul mocirii, din groapa pieirii. Și ne-a pus picioare pe stâncă. Și ne-a pus în gură o cântare nouă. De-aia cântăm. Și dăm slavă lui Dumnezeu. Este aici un suflet care vrea în seara aceasta să fie scos din păcat, de la iad, de la moarte, de brațul sfânt al lui Dumnezeu, de Iisus Hristos. Dacă este, nu te chem în față, că ți-ar fi rușine. Dar acolo unde ești, ai vrea să ridici o mână. Și să spui, Doamne, scapă-mă și pe mine. Smulge-mă și pe mine de la păcat, de la iad
și de la moarte veșnică. Doamne, mă agăți de brațul Tău, de Iisus Hristos, pentru că vreau să fiu mântuit, vreau să am păcate iertate, vreau să fiu fiu de Dumnezeu și vreau să am veșnicia, să știu că dacă mor, merg în rai. Doamne, așa cum Doru s-a suit în avion și s-a încrezut în pilot, așa mă încred și eu în Iisus Hristos, că El e singurul care poate să mă ducă în rai. Acolo este un suflet care vrea să hotărască pentru Iisus Hristos și să întindă mâna spre cer să spună: Iisuse, scapă-mă și pe mine, mântuiește-mă și pe mine astăzi. Poți să ridici o mână pentru Dumnezeu. El vrea să te smulgă de la păcat. Da, dar Iisus a murit pentru toți păcătoșii. Nu există păcătoși mici și păcătoși mari. Biblia spune că și mincinosul va merge în iad. Deci care spune o minciunică, pentru că tatăl minciunii diavolul. Și mincinosul va fi în iad, și curvarii vor fi în iad. De aceea Iisus vrea să te ierte de păcat. Spune Biblia că oricine vine la mine, spune Iisus, nu mă alung afară. Oricât ai fi de păcătos, a venit o femeie care a prins-o în curvie și trebuia să fie omorâtă cu pietre. Și a adus-o la Iisus și Iisus a spus așa: cine n-are păcat, să arunce primul cu piatra în ea. Și toți au ieșit afară, că toți aveau păcat. Chiar dacă femeia a curvit și avea păcat mare, toți aveau păcat. Și Iisus nu te judecă că ai multe păcate, puține păcate. Iisus a murit pentru toate păcatele. Și sângele lui Iisus scrie pe tricourile noastre, ne curățește de orice păcat, oricât ai avea. Totul este să spui: Iisuse, iartă-mă și pe mine. Și poți să faci lucrul acesta. Dacă nu-l faci aici, poți să-l faci acasă. Dar fă-l. Strigă la Iisus, că Iisus nu respinge pe nimeni. Reclama lui Iisus era: omul acesta primește pe păcătoși. Nu-i respinge, primește. Asta primește. Dar dacă diavolul te înșeală și crezi și amâni că altă dată, că sunt prea păcătos, că am eu altă ocazie, te înșeală diavolul. Iisus spune astăzi, diavolul spune mâine. Pe cine asculți? Și poate te întrebi: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? O sinceră rugăciune din suflet. Dacă mărturisești cu gura pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și oricine cheamă numele lui Iisus va fi mântuit. Și hai împreună să vă conduc în această rugăciune ca să mărturisești pe Iisus și să fii mântuit de Iisus. Spune împreună cu mine: Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Ți-ai dat viața și sângele pe cruce ca să-mi poți să ștești păcatele. Acum vin cu păcatele mele la tine și mă pocăiesc. Adică îmi pare rău de păcatele mele care te-au răstignit pe cruce. Spală-mă cu sângele tău. Am nevoie de tine. Am nevoie de brațul tău să mă elibereze din păcat, de la moarte, de la diavolul. Ai milă de mine, Iisuse. Și astăzi te invit în inima mea să fii mântuitorul meu și Domnul vieții mele. Mulțumesc, Iisuse, că m-ai iertat, m-ai mântuit și mi-ai dat viață veșnică. Ai scris numele în cartea vieții și sunt copil de Dumnezeu. Te iubesc, Iisuse, și îți mulțumesc pentru mântuirea ta. Amin. Și acum vom cânta o cântare pentru ceea ce ați făcut. V-ați hotărât să-L urmați pe Iisus. Și înapoi nu mai dăm. Renunți la lume, dar nu la Iisus. De ce? Lumea nu te mântuiește, Iisus te mântuiește. Înainte Iisus, în urmă-i lumea. Înainte cerul, în urmă-i lumea. De ce nu vom da înapoi? Căci numai Iisus ne mântuiește.
El e Mântuitorul și singurul Mântuitor. Nimeni nu poate să te mântuiască decât Iisus Hristos. Și hai să cântăm împreună această cântare. Ca o rugăciune, ca o hotărâre, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi nu voi da. M-am hotărât să urmez pe Iisus, m-am hotărât să urmez pe Iisus, m-am hotărât să urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da, eu nu voi da și înapoi eu nu voi da. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi eu nu voi da, eu nu voi da. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Înainte Iisus, în urmă lumea. Înainte Iisus, în urmă lumea. Înainte cerul, în urmă lumea. Și înapoi eu nu voi da, eu nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. Căci numai Iisus mă mântuiește. Căci numai Iisus mă mântuiește. Căci numai Iisus mă mântuiește. Și înapoi eu nu voi da, eu nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. Amin, slavă Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ocupați locurile, o să mai cântăm o cântare până când se organizează frații și vedem cum o să fie cu transportul. Cine vrea noi testamente, avem aici gratuit pentru toți. Slăvit să fie Domnul! Omule aici, bă, ce spune.
s-ar zada pe sine, ca să moară pentru tine. Iisus Hristos din Nazaret.